Bună ziua, dragii mei! Mă bucur că ne reîntâlnim din nou. Bineînțeles, nu am venit singură, ci cu Regina Maria și cartea ei de povești. Uitați-vă cât de frumoasă a fost regina noastră. M-am gândit ca astăzi să vă citesc o poveste mai veselă. I-am citit două fiului meu. Mi-a plăcut foarte mult Copila Soarelui, pe care cred că o să vă citesc în altă zi, pentru că e o poveste superbă. Cred că Regina Maria s-a gândit la fiica ei, Elisabeta, când a scris Copila Soarelui. Vedeți cât de frumoase sunt amândouă. Elisabeta este cea de-a doua, cel de-al doilea copil al Reginei Maria și a regiului Ferdinand și prima dintre fiice. Numele, evident, vine de la prima regina românilor, de la regina Elisabeta. Și e și numele palatului în care locuiește acum familia regală a României. Palat pe care îl putem vizita de ziua națională de 10 mai, dar și cu alte ocazii când sunt evenimente ale familiei regale. Și de 1 iunie puteți merge copii acolo, pentru că porțile palatului sunt deschise și se întâmplă foarte multe lucruri frumoase. Vin tot felul de animatori și îi animă frumos pe copii. Vă puteți juca, puteți mânca dulciuri. E foarte frumos de 1 iunie la palat. Sper ca și anul acesta să mergem, nu știu, cu virusul acesta ce se poate întâmpla. Din păcate, n-o să avem garden party, iubita noastră petrecere care are loc an de an în 10 mai. Am deviat de la poveste, dar ne întoarcem. Uitați-o aici pe Regina Maria cu 4 din cei 6 copii pe care i-a avut ea. Pentru ei scria povești Regina Maria, iar Elisabeta, pe care ați văzut-o mai devreme, mai micuță, o vedem aici adolescentă, i-a spus că e talentată și că ar trebui să scrie toate acestea, pentru că nu știu dacă voi ați inventat povești, eu am inventat când eram mic copilul. Din păcate nu le-am scris și mă distra cum putea să fie de creativă mintea și să fugă în părți necunoscute, așa. Cred că acest lucru i s-a întâmplat și Reginei Maria, care făcea povești de mică pentru a-și adormi sau distra surorile. Haideți să vedeți cât de frumos scria. Această carte are basme ale reginei sau povești care sunt inspirate foarte mult din folclorul românesc. Sunt scrise într-o limbă veche, neaușă, așa, românească. Eu, ca să înțelegeți, o mai readaptez așa. Povestea celor trei purceluși. Au fost odată, ca niciodată, trei purcei foarte mucaliți, Ian, Dan și Ghiță. Vărgați cu cenușiu ca zăbrelele, aveau pielea trandafirie și codițe sfredel, deci era mai mare drag să privești la ei. Foarte nesupuși, alergau toată ziulica, ca și cum n-ar fi avut stăpân, scotocind cu râtul lor umed oriunde se găsea ceva de mâncare. Cum își închipuiau că sunt mari, se credeau grozav. Nu erau însă decât trei purceluși prostănaci, căci de trecea vreo căruță pe drum, se speriau și cu mișcări caragioase o tuleau la fugă, care încotro apuca, ascunzându-se unde nimereau, sub garduri, sub bănci sau prin șanțuri. Dacă însă drumul era slobod, iar Ian, Dan și Ghiță își tăteau aere de mari vitej, călcau peste tot ca la ei acasă, dezgropând tot felul de lucruri, ca trufandale și mezeluri gustoase pe care le ronțoiau cu lăcomie. Le plăceau mai ales bucățile de dovleac portocaliu zvârlite pe drumuri prăfuite sau noroioase ale satului. Nimic nu-i mulțumea mai mult ca noroiul. Ian, Dan și Ghiță erau plictisitori peste măsură, căci alergând de aici până acolo se vârau mereu în picioarele trecătorilor. Grozav de arțăgoși, se certau pentru un nimic, guițând de-ți lua urechile.
Într-o zi, nu știu cum și în ce fel, cineva legă de coada fiecărui purceluș câte un moț de panglică. Ian se pomeni cu un moț roșu, Dan cu unul albastru, iar Ghiță cu unul cafeniu. De, ce să zicem? Roșu și albastru sunt fețe mai frumoase decât cafeniu, așa că Ian și Dan începură să-și bată joc de Ghiță, de moțul lui mohorât. Acesta se înfurie și, bineînțeles, cât își trei purceluși se luară la harță. Atât alarmă făcură încât un țăran trecător, ca să-i desparte, le trase un picior de seduseră de-a berbeleacul ca mingile, fiecare într-altă parte și nu se mai văzură în urmele decât trei noruleți de praf. De asta se simțiră foarte umiliți, dar așa le trebuie. Cu guițături ascuțite se pitiră repede sub o portiță veche, păzită de un dulău ciobănesc, cu o pereche ridicată și cu alta pleoștită pe ochiul stâng. Părea leneș și blând, cum de altfel și era. După ce purcelușii se mai liniștiră, câinele îi întrebă: de ce atâta alarmă, atâta ceartă? Grohăind caragios, purceii spuseseră că se sfădesc asupra culorilor. Dulăul ascultă cu răbdare jeluirea lor, apoi, plecând capul într-o parte, iată cum îi sfătui: nu pot judeca asupra fețelor. Tot ce vă pot spune este că, dacă aș fi în locul vostru, m-aș duce drept la scroafa mamei Ana. E cea mai înțeleaptă dintre purcelele bătrâne ale satului. Fără îndoială că o să vă împace, căci toate le știe. Iar noi, care nu iubim porcii și fugărim de câte ori ne vin în cale, îi recunoaștem această însușire. Deci, fără zăbavă, dați dosul și plecați la soacra Soca. Ea vă va lămuri pe deplin. Purcelușii încântați de povață porniră în grabă pe cărările strâmte și cotite ale satului spre căsuța mamei Ana. Era o zi posomorâtă, purcelușii se bucurau grozav de goana lor, dar tot nu se mai opreau ca să se certe într-una. Problema era codițele, fiindu-le sfredel, nu se stropiră de noroi, cu toate că ei nu se fereau, ci dimpotrivă treceau cu multă plăcere drept prin mijlocul băltoacelor. Îmi dă de furcă limba aceasta românească veche. Ajunseră la soacra Soca. Aceasta ședea singură lângă casa mamei Ana. Învățată o fi fost, dar frumoasă, ba. Strașnic de groasă și burtoasă, avea culoarea lutului, fiind acoperită cu o coajă de noroi. Locul ce și-l alesese era o mocârlă greu mirositoare. Asemenea loc nu i-ar fi trăznit nimănui să-l aleagă, dar ei îi era pe plac. Își mișca râtul de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta, ca și cum ar fi mirosit cine știe ce miresme îmbălsămate unde zăcea. Da, Soca nu mirosea frumos. Ea cercetă cu o privire isteață purceii ce se apropiau și întrebă în grabă: ce vânt va duce pe la mine? Am venit să te întrebăm, zise Dan. Așa. Ești înțeleaptă foarte, adăugă Ian. Nu ești tu cel din tâi care mi-o spui, grohăi bătrâna. Avem nevoie de povața dumitale, guiță Dan. Stați jos, zise purceaua. Cei trei purceluși se tolăniră mulțumiți în noroiul răcoritor. Am un moț roșu la coadă, zise Dan. E unul albastru, adăugă Ian. E unul cafeniu, sfârși Ghiță. Noi zicem, răgni Dan, că roșul și albastru sunt fețe mai mândre decât cafeniu. Și eu spun că nu-i adevărat, spuse Ghiță, cu toate că în sine era de aceeași părere, dar nu voia să mărturisească și iată de unde se iscau toate certurile. Albastru e mai frumos decât cafeniu, repetă Dan.
Și roșu e mai frumos decât cafeniu și decât albastru, mai zise Ian cu glas gata, gata, gata de ceartă. Nu-i adevărat, nu-i adevărat, grohăi Ghiță. Era foarte furios. Ba așa e, Guiță Dan cu glas ascuțit. Nu, 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 strigă Ghiță. Ba da, urlă Ian, și nici una, nici două se luară iar la bătaie. Soca ședea nemișcată, în așternutui moale de noroi și cu o privire ironică în ochii ei mici, îi observa răbdătoare. Era pricepută bătrâna și nu voia să vorbească în zadar în timpul în care ceilalți se certau. Când în sfârșit purceii obosiți mai răsuflară o clipă, scroafa le zise. Cum niciun purceluș, ba chiar niciun porc mare, nu-și poate vedea singur coada, mi se pare că ar fi mai nimerit să vă bucurați privind cozile tovarășilor voștri. Dar de acest lucru nu v-ați dumerit încă până azi. Ia, sculați-vă iute și priviți fiecare coada vecinului. Purcelușii săriră cât își trei drept în picioare. Dar vai, ce le văzuseră ochii! Cele trei moațe aveau aceeași culoare, culoarea noroiului și a băltoacei în care se desfăta purceaua bătrână. Acum puteți să vă dați seama de deșertăciunea lumii acesteia, urmă scroafa, clipind din ochii mici. V-ați pierdut vreme și putere într-o ceartă căreia numai așternutul meu de noroi i-a pus sfârșit. În chipul cel mai democratic, schimbând culorile într-una singură, care se potrivește mult mai bine cu neamul nostru. Nu sunteți azi decât niște purcei prostănaci și o să ajungeți mâine niște porci grosolani. Ar trebui, deci, să vă încredințați de acest adevăr și să faceți bine, să vi-l aduceți aminte ori de câte ori aveți de gând să vă luați nasul la purtare. Ian, Dan și Ghiță guițară. Nu că se împotriveau la ce spusese soca, dar nu puteau îngădui felul cum își bătuse joc de ei. Ba încă mai rămăseseră și cu codițele pline de noroi. Acum panglicile vă sunt tot una cu cinstea. Acum pamblicile sunt tot una cu cinstita fața noroiului, culoare ce ne șadă mai bine nouă și pe care aș păstra-o întotdeauna, dacă aș fi în locul vostru. Lăsați fețele curcubeului, poeților și cerului, mulțumiți-vă cu lucrurile de pe acest pământ și dacă într-o senină dimineață mai întâlniți porci cu moț roșu sau albastru la coadă, veseliți-vă de aceasta pentru două cuvinte. Mai întâi pentru că puteți vedea moțul, căci de-ar fi fost la coada voastră, nu l-ați fi putut privi. Al doilea, pentru că ați întâlnit porcul dis de dimineață în calea voastră. De-l vedeți înspre seară, i-ar fi fost moțul ca și al vostru, căci totul e deșertăciune pe acest pământ și nu sunt eu cea din tâi care spune acest adevăr. Și bătrâna scroafă, grohăind, se afundă mai adânc în noroiul lipicios. Căci totul e deșertăciune, mai adăuga ea îngăduitoare. Vedeți, în clipa aceasta nu mai e nicio deosebire între moațele voastre, cu toate că adineauri, această deosebire vi se părea lucrul cel mai de căpetenie de pe pământ. Duceți-vă acasă, nerozilor, și lăsați-mă noroiul meu, în care am găsit destulă desfătare și înțelepciune cât se cuvine unei scroafe bătrâne. Apoi, cu coana scroafă, închise ochii mici, sfărăi adânc, ceva ce însemna firește că nu mai avea nimic de spus. Iar Dan și Ian, întorcându-se acasă, bosunflați și grijulii, ca nu cumva să le vadă cineva cotițele, își ziseră. Nu e mai puțin adevărat că, cu toate că bătrâna scroafă se încrede mult în înțelepciunea ei, tot n-a putut schimba adevărul. Roșu și albastrul, sunt fețe mai frumoase decât cafeniul. E urâtă și întrebuințează vorbe prea lungi, Guiță dușmanos Dan, căci fusese jignit în mândria lui. Nu-mi place, e grasă și din calea afară și prea bătrână. Numai Ghiță era mulțumit. În ciuda fraților lui,
Mult ar mai fi dat să le vadă cineva codițele. Noapte bună!